Măicuță, caut astăzi cu nădejde în fața ta, cred cu toată credința mea în minunile pe care le-ai înfăptuit până acum și cred că mă asculți acum, în această clipă, când îți trimit aceste cuvinte și că dorința cea vie din inima mea mi-o vei îndeplini de grabă. Dar până atunci nu mă voi arăta fără răbdare în fața ta, ci voi stărui în continuare în rugăciune. Mă voi ruga zi de zi ție și voi păstra credința neîndoită în minunile tale și voi încerca prin fapte bune creștinești să mă arăt vrednic de a mi se îndeplini dorința și de a fi părtaș minunilor tale. Primește această săracă rugăciune și împlinește-o tu prin puterile tale cele primite de la Domnul. Am aflat, Maică bună, de toate minunile pe care le-ai făcut pentru cei ce au nădăjduit în ajutorul tău, căci după adormirea ta, însuși Dumnezeu te-a învrednicit cu darul ajutorării și al vindecării celor în nevoie și ne-a îndemnat pe noi, cei cu credință, să căutăm la a ta mijlocire pentru ca să primim izbăvire de suferințele noastre. Tămăduiește tu, Fecioară Sfântă, toate cele netămăduite ale trupului meu. Dă-mi grabnică vindecare pentru boala ce mă încearcă și alungă-mi suferința. Veghează la însănătoșirea mea și nu mi lăsa sufletul să se înnece în tristețe și în deznădejde, ci luminează-l tu cu sfânta lumină, cea care-ți înconjoară chipul, și dă-mi putere ca să pot stărui în rugăciune și în neslăbită credință. Dă-mi, Maică bună, înțelepciune și gânduri luminate, ca să știu să mă bucur de fiecare zi ca de un dar sfânt primit de la Fiul Tău. Învață-mă cum să-mi las vorbele, gândurile și faptele să-mi fie călăuzite de credință și nu de frică. Învrednicește-mă cu curaj și cu putere de lucru ca să pot să devin tot ceea ce eu știu că merit să devin, indiferent de vârsta mea sau de situația în care mă aflu acum. Nu mă lăsa să cad în capcana mândriei și astfel să ajung să judec sau să critic pe cei din jurul meu, căci asta e numai treaba Domnului. Dă-mi să înțeleg că ceea ce a fost nu mai poate fi schimbat, însă ceea ce va veni e încă o taină numai de Dumnezeu știută și că orice e posibil în cartea nescrisă a vieții. Îngăduie-mi ca să mă pot ierta eu pe mine pentru toate câte am greșit și roagă apoi și pe Fiul Tău să îmi dăruiască iertare. Dă-mi să cunosc partea bună și luminată din oameni, chiar și din aceia care mă fac să sufăr, și dă-mi putere ca să îi iert pentru tot ceea ce mi-au greșit, ca astfel să mă arăt vrednic de binecuvântările și de minunile tale. Amin.